Hai să-l bătem pe hâțuleanul ăsta. Dă-i încoace să nu se mai ridice. Bă, uierile alea acolo gemene din spate, după cum vedeți, și mi-a întors aici Turianu. Au. M-a pus în cap. Robreak. I-am dat aici. Ar trebui să ne rupă în bătaie Turianu, însă având vede că ai făcut pe John Cena, știți cum face John Cena. Te lasă să-l bați până te doare pumnul și apoi îți dă cu UK Sim, eu 5 knuckle shuffle așa. Attitude adjustment și gata. Un genunchi în cap. Care va pe afară, taie cu drujba când se aude o drujbă. Ia vină încoace. Dar vă că-l domine aici pe... pe Turianu săracu. Hățuleanule, ce faci? Au te știu că l-am bătut până acum. Da, bea dacă m-a... acum mi-a întors și el. Văd ce-l bat cu Quick. Și joc pe dificultatea Legend. Dar văd că nu-s bun de nimic ăștia pe Legend. Sunt eu prea bun pentru jocul ăsta. Unu și-a ieșit. I-am dat și eu o șansă. Uite cât ridică piciorul Quick. Bine, grasul ăsta nu cred că ar putea să-i ridice piciorul atât, dar mă rog. Stai că m-a prins și ăsta. Am dat acum cu... mă strânge puțin așa. Deja pregătește comeback-ul, exact cum ziceam. Tactica John Cena. Lasă-l să te bată până îl doare pumnul. Aha, i-am întors. Ia vină încoace. La fratele Quick. Hai să-i mai dau un pic așa să-l calc. Am și un buff. Ia vină încoace. Și semnătura. Aruncă-l pe spate cu exploderul. Chiar așa o aterea pe care Nakamura se rupă gâtul lui Cena cu manevra asta. Ia vină încoace. Și mi-a întors. Mă atac așa văd. I-am întors. Ea încearcă doar să vă strâng așa un pic. Bă, dar ce vene are Turianu pe el. Bine, cam așa e musculos și în realitate, nu doar în joc aici. I-am întors. We may very well be seeing the finisher here very shortly, guys, and when that happens, you can bet this one's gonna be over. Voi ați crede că poate Quick să-l bată așa pe Dorian? Eu n-aș crede. Hai că n-are resilience, simt să mă grăbesc acum. Dacă nu-mi întoarce, am câștigat meciul. Și cred că am câștigat meciul. Hai să văd. 1, 2, a ieșit. Și fără să dea cu resiliency. Stai jos. Hai să mai fac un taunt. Te pui cu fratele Quick. Și... mișto manevra asta lui Nakamura. E ce fel știi Quick-ul acum. Stai jos. Sekunio nu mai slab să-l bată pe... bă, dar în realitate sigur nu s-ar putea întâmpla așa. Hai că mai dăm o dată așa. Mai tragem de timp, se mai încarcă reversurile. Hai, come on! Cum zice japonezul. Mi-a întors acum Turianu și pregătește 5 knuckle shuffle-ul, cred. Sau nu? O vrea să-mi dea, o fi vrut să-mi dea cine știe. Cum se zice, mă? Și? Come on! Parcă așa zice japonezul de Nakamura. Ce voiam să zic? Cream că voia să-mi dea cu ăla, cu STF-ul sau STF-ul pe românește. Hai să pregătesc semnătura de aici. Pac! Kinshasa după porzi. Hai să-mi mai bat așa. Vreau să am două finisher-uri ca să-l bat mai
Să fiu sigur că îl bat, că ăsta are căcatul ăla de reziliență și mă face cu el. But I don't see any objection to this superstar's ranking at all, and I think most people agree. Your best bet is to just stop listening to things. Yeah, mă pune în mijlocul ringului ca să-mi dea cu five knuckle shuffle-ul, cred. Ah, vrea să-mi pună un pin. Și a beșit, ce? Păi ce crede ăsta, mă, că mă face așa ușor? Hai, mă, hai, mă, vino cu-a, hai, mă, vino cu-a. Hop, ne băgăm aici și-l așteptăm. Here we go, back inside the ring, right on the bridge of the nose. În piramida nazală i-am dat, ok. Cred. În podul nasului, mă rog, cred că... Ia, exact, ce facem ăsta? Încearcă să-mi pună mie submission. Atal dracu. Autul ce mi-a întors. Stai jos. Așa, așa, îi dăm la joale. Și mai dăm un finisher. Hai, kill 6 și cred că ăsta e. Dacă nu dă cu resiliency, e câștigat meciul, a dat cu resiliency. Da, fac acum semnătura la loc. Așa. Hai să-l punem jos un pic. Facem un taunt și-l așteptăm să vină. Back in the ring now. Sper să nu-mi întoarcă. Hai că nu mi-a întors. Și, a, am crezut că aveam finisher, dar asta a fost semnătura. Hai, nu-mi întoarce. Hai că nu mi-a întors. Aude. Pac! Cred că ăsta e sfârșitul meciului. Da, ăsta a fost sfârșitul meciului. Quick câștigă. Au, te frumos, și l-am aruncat pe spate. Aici am dat un King 6, mi-a dat ăsta un pum, i-am dat așa. Așa se câștigă un meci, următorul. Hai să știm cu Bucharest Bike Traffic, pentru că mai mereu a câștigat Zaefetul și nu înțeleg de ce. Apropo, am văzut un live de-al ăsta și era, și era în live și Fisul. Știți că are un copil mic, are aproape un an. Bă, și atât de panaramba e Fisul, adică nu în sens că e el, nu știu cum. E foarte amuzant copilul ăla mic. I-a dat un laptop să joace pe el, frumos, el a pus așa o capacul deschis. Nu mă începeți de așa cu palma în tastatură într-una, să trântească așa. Începea lumea să comenteze pe acolo. Acum țintează videoclipul, lasă comentarii de hate. Bă, era mișto rău, nu mai puteam de râs la ce comentarii lăsa lumea acolo. În timp ce dădea ăsta cu palma, se mai împingea un pic laptopul să cadă pe o măsuță pe care stătea. Trage un pic de laptop înapoi să nu cadă. Iar îi dă cu palmele acolo. Sau îi zice unul, bă, ce urât e. Dar ăsta îi zice, auzi, Victorie, ești urât. Sau par ceva de genul i-a făcut. Și nu pot să mă arunc așa? Stai că aștept să-i ridice. Hai, Horică, ridică-te. Și... A intrat ăsta în ring înainte să sar eu. Cred că o să trebuie să-i schimb pantalonii ăștia, să-i pun niște blugi negri, că surâți așa. Nu cred că poartă blugi din ăștia. Am încercat să dau cu combo-ul ăla de lovituri. M-a pus jos. Aute cum îi întoarce totuși. There's plenty of reward that goes along with being outside the ring as much as he has been. Ouch. Ia vino cu ce? Și snap suplex. Power rankings, as Byron was saying, I can tell you that there were many superstars in the locker room earlier today who were none too pleased. Well, there's only one way to fix that, and that's to go out there and win. Fuck, un 415 sau ce? Nu, 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 asta a fost falsa, sau nu știu cum se cheamă. Așa. Dă-i cu piciorul în spate. Hai să ne suim pe corse, dăm un spiral tap. Și... Hai da! Spiral tap! Fuck!
Nu s-a auzit ringul. Ia ridică-l. I don't think I've ever seen anybody as excited to see where they're ranked. Și hai da. Clearly on a mission here. Oh, și gurou și cum mai comentează comentatorii de la SmackDown. Ia că mi-a întors acum Horică. M-a dat cu fruntea de podea a ringului. His shoulders are down and he kicks out. Very nice. That landed perfectly. Și m-a făcut runda. Asta este dacă îl pot face la chain wrestling. Na, m-a făcut și aici. Hai, a treia oară cu noroc. Hai că am găsit prim. We may very well be seeing the finisher here very shortly, guys. Gata, hai că am ieșit. You can bet this one's gonna be over. Îi dăm așa și... Au. No, nu ți iese așa ușor. Cât a piciorul în gură mi-a dat. A, pregătește sulița. Ia dracu rău sulița asta cum ți-o dă când nu te aștepți. Mi-a dat cu sulița. Horică-i de neoprit se pare. Și am ieșit. Nu-i vine să creadă. Here he goes. Too fast. Și mi-a dat acum cu jackhammer-ul. Și am ieșit. Nici nu vine să creadă. Just hit the finisher, get the win and get out of there. Didn't have to dig very deep to kick out of that one. We're witnessing a level of punishment that can only be described as severe. This capacity crowd starting to sense the end is near, and I don't disagree. He started this match in great health, but now it seems fatigue has set in. He's fading fast here, guys. If I'm his opponent, I'm thinking about putting him out of his misery sooner than later. He's looking at the calf crusher and ajunge la curs. Da, a ajuns la curs. E, tot i-am dat ceva de meci, cred. Ia, toată lumea huiduie, văd. Lumea e cu Zaya Fetu, se pare. Bine, ce drept ăsta ar putea să aibă puțin hate bike traficul de la, cum se cheamă? De la Nadia, de la toți șoferii cu care se înjură în trafic, dar asta e altă parte. Hai din nou, spiral tap, poac. Am deja două finisher-uri. Și hai cu un tornado DDT. Așa. Și hai să pregătim finisher-ul. Charge finisher. Mă rog, un fel de tornado DDT, dar cu fruntea în coardă. Hai să văd dacă e suficient un phenomenal forearm să-l bat. Hai să ne reluarea. Aude. Pac! Mai mult phenomenal punch a fost asta decât forearm. A ieșit. Căcamaș pe... Era cu piciorul în coardă. Nu poți să-i dau cu... Colf Crusher-ul că... Atinge asta coarda, că e înalt rău Zaya Fetu, doar 1,90 m. Hai să dacă pot să-l prind acum și... Puff, din nou. Cred că acum l-am lovit mai mult cu cotul. Deci parcă mai mult l-am lovit cu cotul decât cu antebrațul. Na, că l-am bătut. These superstars put on quite a show. Here's another look. I don't like to throw around a lot of praise, but my eyes tell me that might have been one of the great matches in recent WWE history. Și următorul meci. Ce meci mai am? Cred că acum urmează main event-ul sau... Nu, mai e un meci până la main event. Hai să-mi iau revanșa cu... cu Yobagu.
taking on some tough competition. I can't wait to see which one of these superstars is going to end up flying through that table. Hai să văd cât de repede l-ai putea pate pe Gervio. Bă, dar ce m-a făcut atunci? Apropo, acesta este un table match. Un match cu mese. Hai să vedem dacă poate câștiga așa. These guys are undoubtedly going to give us a show here tonight. What an uppercut. So, stai jos. Posibilă rivalitate și între ăștia, deși eu își vedeam mai degrabă să fie cu echipier, că na. GRV-ul și Obagu cât de cât se cunosc, adică a fost GRV-ul la ei, la Creative Bankies, se cunosc. Ce m-a prins aici? Stai jos. Hai să fac și un taunt. But he's very aware of who he's in there with and what he has to do to rebound. He just has to make sure. Ah, m-a prins el primul. Sometimes momentum has a way of permanently. Hai să mă ridic. Mă fac cu un buff și îl pun jos. Hai să mă sui pe colț. Mark my words. Mamă, ce m-a prins aici. Let's call it like it is, guys. It doesn't get much bigger than this. Ne. Intru în ring și l-aștept acum. Și m-a întors. Da, nu-i bine că acum nu mai am niciun reversal. Aute, German suplex ce mi-a dat. A, o să-mi dea acum cu semnătura. Exact ce ziceam. Aute, ce dă-n bide. Corey noted earlier just how big this is for these squares. That could be a game. Ia da să sac. One of the most amazing combinations. Bun, i-am întors aici ceva. M-a întors el, iarăși. He delivers a hard clothesline. De ce m-am temut că îmi dă cu finisherul, că chiar dacă îmi dă cu yes locul, ăsta e meci cu Messi, am și uitat. Era că mă faci să cedezi. Acum se duce să iau o masă, cred. Au ce-a sărit. Se pretește să sară pe mine, văd. Anytime a superstar sees an opening for their future, they got to take it as far as you're saying. Elongating the match not only gives your opponent an opportunity to get back in it, but you also know that if you're in the ring longer than you have to be. Yeah, but sometimes you just enjoy beating somebody up, especially if you're in the ring with somebody like Saxton. Stai că așa se intre în ring. And he's heading back in. Now that's how you make a statement. Ia, pe Q. Așa, pe Q. Ignite nu mi-apare, nu mi-apare să dau Ignite. Watching this match, I can't help but think how much pay-per-views have grown. Look out! The human body can only absorb. Cum a răsunat ringul? Hai mă, nu, cum poți să dau Ignite? He doesn't want to absorb much more punishment if he wants to win this match. Ia, dar așa se mai mișcă masa, bun, e fixă. Nu știu cum neapă pot să fac să-i dau. M-a întors aici. Hai mă, și vreau să-i dau Iura la ghiu pe masa aia. Iar vrea să mă arunce aici. Tot ăsta m-a prins pe mine. Încearcă să mă pună pe masă, dar nu reușește. I-am întors eu. Iarăși m-a întors ăsta. Iară mi întoarce. Ești din ring. Stai acolo. Hai să fac un taunt.
Mamă, ce mi-a făcut până acum GRV-ul. Da, i-am dat overall prea mare, cred. This has been a war. Iarăși am întors. Și stai și jos. Hai mă, nu poți dau foc la masă. Nu poți dau foc la masă. It's amazing how quickly things can change here in the WWE. He's making a statement here with this attack. Ah, s-a rupt piciorul Messi. Aproape că mă bătea. Aproape. Hai, hai, pune masa aia. Trebuia să-l mai las un pic. Tot el m-a prins în lovitură. Nobody comes back from this. Ooh, he goes down hard. Yeah, he's. Ia dă masa încoace. Stai că o pun în colț aici. Așa, stai fix acolo, stai să vezi ce fac fraierului. Hai mă, hai mă, ne batem aici cu Messi, ia treci în masă. Să mai fac un taunt. Așa, simte dufoarea. Căcat gros, lichicios, cum cântă el. M-a întors iarăși. Și mă arunc în masă și cred că se rupe. No, too late. M-a bătut. GRV-ul bate pe Iobac, se pare, la tables match. Bă, dar nu știu ce e al dracu așa GRV-ul ăsta. Mi-a ies kick-urile și m-a aruncat în colț. Bun, hai la meciul final pentru titlul. Hai că a fost mișto, a scris acolo la stelele ce mi le-a dat pentru meciul ăsta great, adică cum avem numele. Hai să încercăm să luăm un nou campion. Hai să băgăm un nou campion WWE. Hai să încercăm să jucăm cu Zapiu. Close line. Hai să dacă îl pot bate. Să iau titlul. Au. Stai acolo. Stai jos. Și mi-a întors. Ia, dă și ăsta peste picior. Stai jos din nou. Hai să-l mai lovim o dată așa. Mai sugrumăm un pic. Hai că nu strică. Și... suck it! Mai dăm un pumn în gură. Champ not looking good right now. But he's the champ for a reason. Și stai jos. Momentan 2000 meciul. Zici că mă bag cu John Cena, cam așa. Zici că mai dăm un pumn acolo. Așa ce dăm. Îl lăsăm fără copii. The champ with reason to be concerned. Și-a dă niște pumni în gură. Acum mi-a întors ăsta și începe să recupereze momentum, cred. Deci nu înțeleg, pe dificultatea legendării îs mai proști ăștia ca pe normal. Bine, mai puțin meci de adineauri. La ăla s-a văzut că era pe legendării. Treci la Spinebuster. Așa. Hai da, la SummerSlam pentru titlul WWE. Oare Zapiul va putea să îi fure centura lui Andrei Cosmin? Și văd că domină meci efectiv Zapiul. Though interestingly enough, I don't see any that agree with what Corey was saying. Go figure. Aici nu i-am dat. Aici nu l-am prins.
Gata, deja s-a făcut și cu o semnătură. Iarăși mi-a întors. Au. He's gonna have to find a way to fend off the champ here. There's very little for him to be concerned about here, guys. He's had his opponent for this entire match, and I suspect we'll see him get back on the offensive very shortly. Good point by Byron earlier. If there's an opening to execute the finisher, you got to take it. The last thing you want to do is let your opponent hang around. Uite-l drag ce m-a prins aici. Bad things happen when you do that. If you don't believe me, just go back and watch Skip for shoulders down. Da, am ieșit la 1. And that was only a 1. Too soon. Au. Spinning kick to the gut. Ăta-l dracu ce face? Cum recuperează momentum? Ah, eu nu mai am reverse, acum am observat. Să-l vezi că cum dă cu finisherul. Da, îmi pregătește cup de grau și nu mai am Deci, n-am apucat să dau reversal. Nu-mi pune pinul. Salut. Ah, nu mi-a dat cup de grau. Ah, cum mi-am dat seama? Au. Ce-mi dai aici? Power bomb. Roll break. Acum pregătește să-mi dea finisher-ul, cred. Am întors aici și lovim la picior. Spinebuster. Deja am două finisheruri. Cred că pot să dau unul pe care nici nu l-a întors fraierul. Ia uite. Pac. Hai să văd. Avem un nou campion WWE? 1, 2, nu! N-avem încă! Încă rezistă Andrei Cosmina să fie campion. Hai să mai dau o dată. Hai că e data asta, nu mai iese. Bun. Mai iese ăsta din pin? Nu cred că mai iese. Și avem un nou campion WWE. Uite aici, pac! Uite aici un Spinebuster. Mi-a dat el un powerbomb. Și cup de grau. Pedigreu și cam mai au fost. New WWE Champion! Zappi TV. There's plenty of reason for celebration tonight. That was simply a case of one guy determined to prove his dominance over another. And I'd say that match certainly lived up to SummerSlam's historic and. Hai că nu dau breakout, te las să se bucure pentru titlu. Zappi este campionul WWE. Ia uite-l, ce se bucură. Și Zappi TV este noul campion WWE. Ia uite-l cum ține acolo centura. Eu sper că v-a plăcut și SummerSlam-ul acesta. Mă rog, acest episod de WWE, adică SummerSlam-ul. Nu știu ce eveniment urmează. Cred că Hell in a Cell, habar n-am. Vedem ce o să fie acolo. Lăsați-mi un comentariu în caz că nu vedeți premiera și vedeți reluare acest episod. Să-mi spuneți cum vi s-a părut, care a fost meciul vostru preferat. Și ca dintre wrestleri creați pe care ați văzut în acțiune, arată cel mai bine și cel mai rău. Hai că închei aici, vă salut și pe cei ce vă uitați de la premieră și de la reluare. O zi faină tuturor, am dat până peste microfon, ciao les!